Iubiți credincioși, vă invit să ne ridicăm în picioare, citesc un cuvânt din Iona, capitolul 1, pagina din Biblie, 893. Citesc primele 5 versete. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Citesc și mai departe, sunt prieteni și vreau să înțeleagă contextul. Cârmașul s-a oprit de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Deci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei i-au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin. Vă invit să ocupați locurile și cred că merită să spunem cu toți împreună: slăvit să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, este o mare îndurare din partea lui Dumnezeu că suntem aici în seara aceasta și putem să fim recunoscători și mulțumitori că ne putem strânge în pace și liniște, fără aceste reguli care au fost cu COVID-ul, fără bombe, fără împușcături. Și aceasta se numește har. Și atunci când Dumnezeu ne face acest har, întotdeauna ne face responsabil de acest har. Și vreau să vă fac conștienți că sunt oameni care la aceste momente sunt la reanimare, sunt oameni pentru care s-au trimis bilete la amvon, sunt oameni pentru care a mers smurdul pe străzile României să ia și să-i ducă pentru tratament. Tu ești binecuvântat astăzi că poți să asculți un mesaj. De aceea spunem din toată inima: Dumnezeu fie lăudat pentru asta. Sunt foarte conștient și foarte responsabil de ceea ce vă voi spune, pentru că știu că acest mesaj nu o să vă lase indiferenți. Pe unii o să vă apropie mai mult de iad. Și o să spui: de Christ, dar cum poți să predici în așa fel încât să ne apropii de iad? Iubiții mei, atunci când resping mesajul lui Dumnezeu, nu-mi rămâne altceva decât iadul. Spuneau gadarenii către Domnul Iisus Hristos, zice că l-au rugat să plece de la ei. Pe alții, acest mesaj pe care îl voi transmite din partea Domnului vă va apropia mai mult de cer. Și spunea Apostolul Pavel: astăzi suntem mai aproape de cer decât atunci când am crezut. Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. Iubiții mei, viața noastră este ca și o clepsidră. Nisipul acela din primul compartiment se scurge în al doilea. Tot ce s-a scurs se numește trecutul, tot ce nu s-a scurs e viitorul. Și viitorul nostru e așa: nu vezi decât partea de jos, clepsidra de sus nu o vezi.
Tot ce vezi e nisipul care se scurge. Și acel nisip care se scurge se numește azi. Și diavolul spune, auzi, pocăiește-te în partea de sus, nu astăzi. Pocăiește-te mâine, anul viitor. Și poate nu știi că mai ai câteva zile sau poate câteva săptămâni sau câteva luni. Dragii mei, în această seară nu o să predic așa de scurt ca și Iona și nici așa dur ca și Iona. Cea mai scurtă predică din Biblie e predica lui Iona. Cea mai dură predică din Biblie e predica lui Iona. În capitolul 3, după ce peștele îl lasă la comanda lui Dumnezeu pe Iona, pe uscat, Iona merge și spune ninivenilor încă 40 de zile, Iona 3 cu 4, și Ninive va fi nimicită. Gândiți-vă, oare cât ați ridicat mâna la așa predică? Cât ați fi ieșit în față la așa predică? Cât ați fi spus, frate păstor, vreau să mă botez după predica asta? A fost acolo un împărat păgân, care n-avea YouTube, nu dădea like-uri la predici, nici la TikTok nu se uita, nu avea tehnologia pe care o aveți voi și pe care o avem noi. Însă omul acesta păgân a auzit o singură predică în viață, cea mai dură predică. Nici o șansă nu vedea în predica asta. Nici o milă nu vedea în predica asta. Și omul acesta împreună cu ninivenii se pocăiesc. 120.000 de oameni se întorc cu fața spre Dumnezeu. Nu știu câți martori vom fi la judecată sau câți vor fi la judecată martori, dar spune Iisus Hristos că 120.000 de niniveni se vor ridica împotriva ta și împotriva mea. Și ce o să facă? O să ne osândească. Acum, eu dacă ar trebui să mă lupt cu un singur om, mi-ar fi greu, nu? Dar să te lupți cu 120.000 de oameni care să spună, ai avut 1.000 de predici pe YouTube, ai avut nu știu câte biserici în Zalău, noi n-am avut nimica. Ai avut un predicator care a venit la costum, care s-a schimbat în birou mai înainte. Noi am avut un predicator care a ieșit din burta unui pește. Mirosea dezastru. Nu i-am cerut diploma la teologie, nu l-am întrebat câte clase are. Și multe alte lucruri. Și totuși noi la această predică ne-am pocăit. Iubiții mei, Iona a fost un profet din secolul 8 înainte de Hristos și Dumnezeu l-a ales pentru o misiune specială. Dumnezeu a văzut că 120.000 de oameni din Ninive se îndreaptă spre iad. Se îndreaptă spre pierzare și a zis Iona, du-te la acești oameni și spune-le că le mai dau 40 de zile, după care îi voi nimici. Asirienii, iubiții mei, erau vrășmașii poporului evreu, poporului Israel. Iona n-ar fi vrut să meargă la acești oameni și el spune mai târziu în capitolul 4, Doamne, exact asta am vrut să și evit. M-am gândit că ăștia care sunt discotecă să pocăiesc mai repede ca și ăia care sprunși de pocăiți. M-am gândit la asta, zice. M-am gândit că ăla care își bate nevastă s-ar putea atunci când aude Evanghelia să se prăbușească. Și ăla cu studii multe, cu școală multă, să zică, auzi, a predicator n-avea, zice, că ăsta prea tare a urlat, zice, o striga prea tare. M-am gândit, Doamne, zice. Iubiții mei, Iona alege să n-asculte de glasul lui Dumnezeu. Astăzi nu o să ne ocupăm de pocăința ninivenilor, deși vă spuneam că o să ne fie martor la judecată, dar vreau să ne ocupăm de un om care alege să nu asculte de Dumnezeu, care alege să facă altceva și să plece cu totul într-un alt loc decât acolo unde Dumnezeu l-a trimis. Și mesajul pe care îl voi avea în această seară se intitulează În care corabie ești astăzi? În care corabie ești astăzi? Iubiții mei, o să prezint două corabii. În prima parte a mesajului, corabia pe care mergea Iona, corabia pierzării, și în a doua parte, corabia salvării, corabia Domnului, în care mă rog astăzi Dumnezeu să mai echipeze oameni. Amin. Și să mergem cu toții spre mântuire, spre salvare, spre cer. O să ne uităm la câteva diferențe, la patru diferențe între corabia salvării și corabia mântuirii. Atenție! Și corabia pierzării. N-am spus corabia penticostală și nici ortodoxă. Nici carismatică și nici baptistă. Nici bapticostală, nici adventiști de ziua 7 sau de 6. Știți ce vreau să spun astăzi? Există o singură cale și o singură corabie. La judecată Dumnezeu ne va împărți în două. Cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu, au umblat cu El, au trăit așa cum spune Biblia și restul. Și restul nu mai contează. De aceea astăzi nu o să te întreb ce religie ai, ce școală ai,
Oamenii ăștia din Ninive erau analfabeți aproape toți. Nu știau să deosebească stânga de dreapta. Ajungeau la intersecție și nu știau în ce parte să o ia. Oamenii aceștia nu știau să folosească poate cântarul cum îl folosim noi. Măsurătorile pe care noi le avem astăzi, tehnologia care avem. Și totuși Dumnezeu s-a îndurat și de ei. Slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, în primul rând, corabia pierzării, să nu uitați și să nu cumva să credem careva dintre noi care are direcția bună. Corabia pierzării întotdeauna are direcția greșită. Biblia spune despre Iona că s-a sculat. Când a auzit mesajul acesta, a zis, Doamne, nu vreau să fac lucrul ăsta. Și în Iona 1 cu 3 spune așa, s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus să plece la Ninive și dacă ați avea o hartă în față și v-ați uita pe o hartă, în dreapta este Ninive, la 990 de kilometri de locul în care a mers Iona, de Iafo, să ia corabia. 990 de kilometri. Iar Tarsul este la 3540 de kilometri spre vest, undeva acolo pe coasta Spaniei. Exact în direcție opusă. Ninive era în dreapta și pe hartă, la 180 de grade, era Tarsul. Și Iona alege să fugă în cel mai îndepărtat punct cunoscut în vremea aceea. Departe de Dumnezeu. Iubiții mei, Dumnezeu avea un plan special cu Iona, la fel cum are și pentru tine astăzi. Însă Iona a spus, și mă rog ca tu să nu faci lucrul ăsta astăzi, nu vreau să merg. Nu vreau să ascult, vreau mai degrabă să fug. Și e foarte interesant că Iona încearcă să fugă de cel care, de care nu poate fugi nimeni în viața asta. Iubiții mei, a crede că putem fugi de Dumnezeu, care nu e limitat în timp, materie și spațiu, e un lucru copilăresc, ca să nu spun nebunesc. Dacă vrei să fugi de Dumnezeu, e interesant, aici spune ceva interesant. A găsit acolo o corabie care mergea la Tars. Se spune că odată la 6 luni mergea o corabie la Tars, odată la 6 luni. Nu vi se pare interesant? Exact în momentul când Iona vrea să fugă de Dumnezeu, corabia era acolo. Mai vine unul și spune, frate Cristi, mi-am bătut joc de părinți. Și totuși Dumnezeu nu m-a trăsnit. Îmi spunea cineva, frate Cristi, dacă domnul pastor zice, dacă Dumnezeu ar exista, uite, eu îl înjur acum și el să mă trăsnească. Zic, dacă ar fi așa Dumnezeu de ușor, de enervat, nu mi l-ar trebui. Ai impresia că deși nu asculți, toate smăr bine. Iubiții mei, nu mă au impresie, să știți. Era acolo corabia pregătită și vreau să spun azi un prim lucru foarte important. Dacă vrei să fugi de Dumnezeu, întotdeauna va fi o corabie disponibilă. Dar mare atenție că acea corabie te va duce departe de Dumnezeu. Dacă vrei să păcătuiești, să vezi un video imoral, întotdeauna va fi un prieten care să-ți arate pe telefon un astfel de video. Spunea o fată de clasa 5-a, toți colegii mei au imoralitate pe telefon. Dacă vrei să îți pătești tinerețea, întotdeauna va fi cineva gata să facă cu tine lucrul acesta. Dacă vrei să fumezi, să bei o sticlă de alcool, întotdeauna va fi cineva care să-ți dea această sticlă sau țigară gratis. Dacă vrei să câștigi un câștig necinstit, întotdeauna va fi cineva acolo cu o corabie pregătită să se întâmple lucrul acesta. Întotdeauna va fi o minciună la îndemână, întotdeauna va fi o scuză că n-ai timp de Biblie sau de rugăciune. Iubiții mei, corabia pierzării are direcția greșită. Ea nu te duce spre voia lui Dumnezeu, ci te duce contrar voii sale. 2 Petru 3:9. Spunea Sfântul Apostol Petru, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare. Pentru aia nu te-o trăznit încă. Pentru aia încă lucrurile smăr bine. Pentru că Domnul spune, eu dau ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și ani de zile Dumnezeu ți-a făcut totul bine. Dar nu uita ce spune mai departe Petru. Are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu fie în corabia pierzării. Ci toți să vină la pocăință. Iubiții mei, planul lui Dumnezeu este să nu pierim. Ești conștient astăzi oare că ești în corabia aceasta pierzării? Mă uit la Iona. Iona a auzit mesajul, dar n-a ascultat mesajul.
Mi-a trimis cineva odată o poză pe internet, Hrad de Crist, uite, te ascultă cineva din Londra, era cu sticlele de bere, cu țigările pe masă acolo și au zis, tare mult îmi place cum predici. Zic, și mie îmi place că mă ascultă, dar vreau să văd Biblia în locul la lucrurile alea acolo. O zic că se mai gândește, zice, se mai gândește. Iubiții mei, eu dacă văd un mobil la Dedeman și îi dau like pe site la Dedeman, nu înseamnă că am mobila în casă. Eu trebuie să mă duc să cumpăr mobila aia și să o duc la mine în casă. Foarte mulți oameni sunt impresionați. Băi, ce frumos a mers fanfara, ce fain a cântat corul, ce bine a predicat ăsta. Și au rămas numai la stadiu că Dumnezeu le-a vorbit. Uitați-vă un bărbat la care Dumnezeu i-a vorbit. Și au rămas doar cu mesajul. Iubiții mei, mai spun un mare adevăr în seara aceasta. În viață e mai importantă direcția decât viteza. În viață e mai importantă direcția decât viteza. Direcția corabiei lui Iona era greșită. E adevărat că să fi mers pe jos la Ninive ți-ar fi luat timp. Cu corabia mergeai mai repede unde vroiai să mergi. Numai că în viață direcția e mai importantă ca viteza. Îmi spunea cineva, frate Cristi, dacă ai ști ce relație am eu, orice ușă, la orice ușă bat din orașul și îmi spunea orașul din România, se deschide. Banii care i-am eu, dacă i-ai avea tu, altcumva ai intrat la primărie, la ANAF, la guvern, la parlament. Și i-am spus, m-am uitat la el așa cu milă și i-am spus așa, tu ai relații peste tot aici, eu am una mai importantă. O zi Ștefan când a murit, văd cerul deschis. Și pe Iisus Hristos. Ștefan nu a trăit mult, dar Ștefan nu înțelege în viață că, apropo de Halloween, că acum a fost Halloween recent, nu? Nu vreți să fiți o sperietoare pentru diavol tot timpul anului? Ce ziceți asta? Să-l sperii pe diavolul, că el ne vrea să-l sperie pe noi, nu? Că te sperii, că ți-a spus că te iubești, nu te mai iubești, l-ai văzut? Nu te sperii. Habar n-avea că el mai vorbea cu un găs de ce face pe șez. Tu ai crezut repede, credulă. Cum să nu te sperii? Te sperii când vezi că l-ai crescut cu greu. Te-ai sculat noaptea la 4 să-l schimbi, la 2 și la 18 ani îți trântește ușa în față. Te speri. Mi-a scris o soție, soția unui bărbat zile trecute și a zis, frate Cristi, mă speriu. Nu se mai roagă, nu mai vine la biserică, îmbrac copiii și duc singură la adunare. Mă speriu, frate Cristi. Nu întrebă nici banii lui, nici mașină, nimic nu întrebe. Întrebe să-l văd că e lângă Dumnezeu. Iubiții mei, haideți să facem invers, să nu mai lăsăm pe diavolul să ne sperie, să-l speriem noi pe el. Amin. Știi cum poți să-l sperii pe diavolul? Te pocăiești. Amin. Faci semnițuri la orfani, vizitezi văduve, crab lemne la bătrâni în loc să faci sală. Înțelegește? Se spun. Și o să vezi cum îl sperie pe diavol. Iubiții mei, nu fiți înșelați de oamenii care spun că viteza e mai importantă. Nu, direcția e mai importantă, nu viteza. Amin. Te poți îmbogăți peste noapte cu viteză, dar ai și de direcția bună? Te poți căsători repede cu primul care zâmbește, dar ai și direcția spre cer? Care-i direcția în care merge astăzi? Matei 7:13, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta. Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. 90% dintre români la referendumul care a fost anul ăsta au zis, suntem creștini. Suntem creștini. O zis, mă, dar nu pot să-i spun că e sateu, că mă împălește asta cu mapa când îmi ia interviu. Știți că din 90%, 43%, 45% au zis că nu cred în înviere. Îs creștini fără înviere. E ca și cum ar fi bucătar fără cuțită, furculiță, farfurie, fără nimic. Bucătar fără bucătărie. Mecanic fără servis auto. Avem o grămadă de creștini care merg cu valul, cu viteză, cu mulțimea. O zis Iona, decât singur spre Ninive, eu singurul predicator. Mai bine cu marinare, zice. Acolo corabie, merg și noi vedem, nu? Insulele Canare, un concediu, zice, te cu predică, te cu pocăință, cu ochelar de cal. Îmi spunea o tânără, frate Cristi, spuneți la toți să nu fugă de Dumnezeu. Doar lacrimi de amărăciune am avut de când am făcut asta. Iubiții mei, în primul rând, corabia pierzării are direcția greșită. Doi, corabia pierzării îți cere un preț mare.
spune aici Biblia, a plătit prețul călătoriei. Și spun istoricii că un bilet spre cea mai îndepărtată destinație în vremea aceea costa salariul pe 2 ani de muncă a unui om de rând. Să muncești 2 ani pentru o excursie. Să muncești 2 ani pentru o călătorie și călătoria aia, să dai toți banii aia de 2 ani de zile. Înmulțiți. Faceți voi un calcul. Să-i dai toți și la final să fii mai aproape de iad și mai departe de cer. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi un lucru important. Fuga de Dumnezeu costă. Păcatul costă. L-a întrebat Dumnezeu pe Adam, unde ești, omule? M-am ascuns, zice. Și a zis Dumnezeu, te-ai ascuns? Ieși afară din Eden. Ieși afară. Păcatul pe Adam l-a făcut să piardă Edenul. Păcatul pe David l-a făcut să piardă 4 copii. Imaginați-vă să mergi la mormântarea copilului tău și să știi că tu ești vinovat de sicriul ăla. Nu 1, nu 2, nu 3, 4. Iubiții mei, unii plătesc prețul unei familii distruse. Alții plătesc prețul unei sănătăți distruse în păcat. Alții plătesc prețul unei depresii sau alții au plătit prețul unor sinucideri. Nu mai vorbesc de banul și timpul pierdut în păcat pe care nu ți-l mai dă nimeni înapoi. Dumnezeu te iartă dacă ai fumat până în seara asta, dar nu-ți vindecă plămânii. Dumnezeu te iartă dacă ți-ai făcut praf ficatul cu băutură, dar nu-ți vindecă ficatul. Nu garantează că ți-l vindecă. Pentru că există păcat și există consecințe ale păcatului. Dumnezeu îl iartă pe un pușcăriaș care se pocăiește în pușcărie. Și avem destui din ăștia. Și din familiile ale noastre. Dar nu-i scurtează anii de pușcărie. Iubiții mei, vreau să înțelegem asta și să nu uitați cuvântul acesta. Corabia pierzării își cere un preț mare. Am primit un telefon într-o după masă și cel de la capătul firului, în loc să se prezinte, să spună de unde ei, cum e normal când sun pe cineva, o zis, frate Cristi, nu pot să vă spun cine sunt și nici de unde vă sun. M-au zis să închei telefonul. Dar au zis, vă rog să stați să mă ascultați pentru că e ceva foarte important. Spunea el așa, aveam undeva la 14-15 ani. Până pe la vârsta aia am mers cu tatăl meu în țară, care era predicator și a bătut toată țara asta în lung și în lat. Undeva pe la 15 ani am văzut pe ea cu BMW care frânează în fața la fete, așa, băieți ne-a făcut sală, tatuați cu cerceală aici. Mi s-a părut interesant, o zis. M-am uitat la tata cu lacrimi în ochi, cu Biblie, obosit, de alergare pentru Domnul și m-am uitat la vlășganii ăștia, la paharele lor, la chefurile lor, la banilor, la mușchilor, la relațiile lor. Și când am comparat cartea asta veche cu Bergambirul, mi s-a părut mai interesant Bergambirul. Când am comparat genunchii plecați ai tatălui meu cu mușchii lui ăia, mi s-a părut mai interesant ăia. Și am început să mă duc cu ei. Și au zis, tata, nu mai vii cu mine în misiune? Și am zis, nu mai vin. Și într-o zi mi-am făcut bagajul, spunea băiatul ăsta, și mi-am lăsat părinții plângând pe scări. Și am plecat cu ăștia. Frate Cristiane, au trecut. Am găsit predicile dumneavoastră pe internet și ceva m-a mișcat. Mi-am adus aminte de clipele alea frumoase. Când eram în biserică, când cântam și eu, când cobora Domnul la rugăciune. Zice, nu pot să vă spun de unde vă sun, pentru că am ajuns să lucrez pentru lumea interlopă și mi s-a spus clar, dacă părăsesc un anumit perimetru, viața mea se va termina. Frate Cristi, te rog, oriunde mergi, așa mi-a spus băiatul ăsta, oriunde mergi, spune-le la toți oamenii că tot ce îți dă Dumnezeu e gratis și tot ce îți dă diavolul costă. Zice, ori pleca mușchi, o pleca banii ai făcut ușor, o plecat tatuajele și o rămas numai prizonieratul. O rămas numai falimentul. Lucrez pentru alții. N-am nicio viață. L-am întrebat, ce vis ai? O zis, și ce vis am? Să fiu îmbrăcat în alb, într-o haină de botez, într-o biserică penticostală. Asta e visul meu. Și nu știu dacă se va întâmpla vreodată. Dar o zis, el aș vrea ca Dumnezeu să vadă telefonul ăsta care vi l-am dat, frate Cristi. Să asculte urletul meu și strigătul meu. Și vă rog, o zis el, și-a insistat, spune-le la toți tinerii care stau și se uită peste gard.
și alții care a sărit gardul. În afara familiei lui Dumnezeu nu e nimic frumos. Tot e o fata Morgana. Tot e o iluzie. Am închis telefonul și m-am gândit mult la aceste cuvinte. Și mi s-au potrivit bine să vi le reamintesc. Corabia pierzării nu e gratis. Diavolul spune trăiește clipa, iar clipa aceea ajunge să te coste veșnicia. Iubiții mei, 2 ani de muncă. Alții aveți 30 de ani de muncă pentru diavol. M-am întâlnit cu un băiat, îmi spunea, Cristi, știi cât stric pe noapte cu femeile stricate, cu drogurile, cu băutura? 800 de euro. După 40 de ani de muncă în construcții, pune agresie perfect tot. Am un singur lucru, o garsonieră și nici aia nu mi-am cumpărat-o eu. Mi-a cumpărat-o maică-mea. După 40 de ani de muncă. Când ne întreabă unii, de ce faceți colecta? Auzi, da, voi dați Domnului ceva, așa îi dați. Păi ăla-i dă 800 la diavol, eu să nu-i dau Domnului. Nimic. Și diavolul la final, drept lăsată după zecile de mii de euro sau sutele sau milioanele, îi dă foc la final. Mie Domnul îmi dă veșnicie. Și știi ce spune unii din sală? Mă mai gândesc, zice. Mă mai gândesc. Anul viitor, că faceți evanghelizare, poate mai vin, au zis, zice din sală. Mă mai gândesc, vedem. Nu te mai gândi. În seara asta spune, vreau să schimb corabia asta. Pentru că în al treilea rând, iubiții mei, corabia asta oferă nesiguranță. Oferă nesiguranță. Auziți? Iona 1 cu 4. S-a urcat în corabie Iona, frumos. Și-a întins așa acolo un covor pe acolo. Să vadă bine marea, peisajul. O zis, decât să văd Ninivei împocăiți, mai bine pești. Auzi, nu? Meniu frumos, mâncăm, nu? E bine. Soare, numai că a început să apară norii la orizont. Auziți, dar Domnul a făcut să sufle peste mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Iubiții mei, întotdeauna corabia asta, pierzării, oferă nesiguranță. Știți câți oameni ne sună pe noi ca slujitori, ca păstori în fiecare zi? Eu trebuie să blochez mesajele la Instagram, TikTok, Facebook și alte lucruri. Nu mai făceam față. 80-90 de mail-uri pe zi. Nu mai făceam față. Am zis, mergeți la păstorul, ești din Zalău, de la păstorul din Zalău. N-am cum, cu 7 copii, loc de muncă, să le fac pe toate. Dar sunt oameni care sunt furtună. Ori fugi de Dumnezeu, ori fugi de prorocii, ori fugi de repetiții de cor, ori fugi de părinți din aia care erau cu Biblia în mână. Și acum s-au lovit de furtună. Și acum sunt disperați. A venit o boală pe neașteptate, a venit un loc de muncă pierdut, un partener care l-a părăsit, un prieten care l-a trădat, un faliment în care au căzut, cum a căzut o firmă ieri, de miliarde de dolari. Și oamenii sunt disperați. Și vreau să vă spun în seara asta că Dumnezeu îngăduie anumite furtuni peste tine ca să te trezească. Știți că atunci când Samson a mers la femeile stricate de la filisteni, i-a ieșit în față un leu. Era ultimul strigăt al lui Dumnezeu. Samson, vezi că mergi greșit. O birui leu, l-a făcut praf și a mers mai departe. Și de acolo Dumnezeu a zis, altceva nu mai am. Poți să mergi. Nu știu care e furtuna, care e strigătul care l-auzi astăzi. Dar gândiți-vă că mulți din cei care m-au ascultat ați fost în boală, în probleme, în necazuri și ați spus, Dumnezeule, dacă mă scoți de aici, eu fac botezul. Te-a scos Dumnezeu și nu l-ai făcut. Am vizitat o familie într-o zi în țară. Părinții acestei familii sunt pocăiți și sunt printre primii creștini din zona aceea unde am fost. Și într-o zi nepoata lor, da? Nepoata acestor oameni au zis, eu nu mai vreau să am de face cu biserică. Vreau să-mi trăiesc viața. Nu-mi trebuie mie regulile astea ale voastre. Vreau să-mi trăiesc viața. Și-au plecat. Părinții cu lacrimi, bunicii, disprea, distruși. Ce să mai spui la altul de pocăință când nepoata ta a plecat, nu? Ce să mai spui? Și-a trecut un an, doi, trei, și-a trecut câțiva ani. Nu știu dacă nu acum un an sau acum doi ani, o suna nepoata din afara țării și o zis, tate și mami, am metastază. Rugați-vă. 30 de ani. 30 de ani. O venit furtuna. Ascultați-mă, poți să ai 15 milioane de euro.
Nu poți să oprești furtuna. Vine o zi când nici bani nu te vor mai ajuta, nici relațiile, nici prieteni, nici casa, nici mașină. I-am spus la un băiat a cărui mamă plângea acasă disperată, poți să fugi de poliție în viața asta, poți să fugi de păstor, poți să fugi de cine vrei, de Dumnezeu nu poți să fugi. Iubiții mei, încercăm să ne facem corabia mai ușoară, cum au încercat și oamenii ăștia, dar vreau să vă spun astăzi că soluția nu e să-ți faci corabia mai ușoară. Soluția e să schimbi corabia. Ți se pare că ai siguranță pentru o anumită vreme, dar vine vremea nesiguranței, vine vremea furtunii. Am fost căzat într-o familie, într-o zi, în afara țării, și îmi spuneau acei doi, soț și soție, frate Cristă, noi am fost oameni cu mulți bani. Am fost oameni cu reputație în România, în orașul în care stăteam, ne cunoșteau aproape toți. Îmi spunea ea, am ajuns să-mi fac mănuși din aur, de la degete de aici în jos. Gândiți-vă cât trebuie să ai acasă, bă, ce să mai fac cu el? Că dacă ții în safe, parcă nu e așa fain, nu? Dacă nu-l vede cineva, nu? Ăla e fain, să-l vadă, zice, nu? Să se afișeze, să fie folos, nu? Am făcut, zice, dar aici trebuie să fie mănuși din aur. Părinții baptiști, bunicii penticostale. Deci îmi vizitam bunica din când în când, o găseam să pun porumbul. Luna iunie. În post. Știam pentru cine postește, pentru nepoată postește. Meream la ea și așa cu zâmbet, cu ironie, cu tupeu. Bunico zice, du-te și mănâncă și bea apă, nu fi proastă, bunico. Eu în veci nu mă pocăiesc. Și bunica se oprea din săpat, ținea sapa drept, băga degetul în sticla de apă și își punea pe buze. Și-o zis, eu o să mor. Rugăciunile mele și zilele de post nu o să le îngroape pământul ăsta. Vine ziua când Dumnezeu va răspunde acestor rugăciuni. Și îmi spunea femeia, Cristi, zâmbeam, o lăsam credulă și plecam la ale mele. Curtea plină de mașini, casă, tot. Într-o zi s-a blocat tot. S-a blocat conturi, s-a blocat tot, o trebuie să-mi iau două geamantane, să fug la aeroport, să părăsesc țara în regim de urgență. Am ajuns într-o țară, de acolo am fugit în alta, spunea ea. Am luat câteva haine de marcă, de firmă, le-am lăsat în aeroport, că n-aveam unde sta. Am ajuns să dorm în parcuri și să mănânc din containere. Are Dumnezeu modalități? Are. Și într-o zi acolo, lângă containerul ăla, m-am pus pe genunchi. Știți că Dumnezeu până nu zdrobește, până nu sfărâmă mândria, tupeu. Nu se poate produce întoarcerea cu adevărat. Până nu ajuns la porci, fiul risipitor, nu? Pentru aia, ascultați-mă, unii se întorc la Dumnezeu și ăștia cei mai rar, ca și famine etiopian, când dau tot. Bă, zice, am încercat de toate în viața asta, n-am fericire. Și își dau seama că fericirea e înaintea lui Dumnezeu și în fața Domnului. Ăștia cei mai puțini, cei mai mulți se pocăiesc după ce pierd tot. Pierd. Atunci se pocăiesc. Și m-am pus lângă container, spunea ea acolo jos și am zis, Doamne, în toată țara asta, dacă este o biserică română, călăuzește-mi pașii spre ea. Acum gândiți-vă și în Zalău, dacă nu ai GPS, nu e ușor să găsești o biserică la întâmplare, să te pui așa pe străzi, dacă nu ești din orașul ăla. Dar aminte într-o țară străină, unde bisericile românești sunt de sute de ori mai puține. Și-o zis, am pornit acolo, m-am ridicat de pe genunchi, cu sinceritate în inimă, zdrobită, fără pretenții. Am pornit la întâmplare, am mers în fața, a doua la stânga, și când am trecut pe lângă o clădire, am auzit cântări în limba română. Am intrat, m-am pus pe ultima bancă, murdare cum eram, am udat podeaua cu lacrimi. Și aia a fost ziua salvării mele. Iubiții mei, aurul nu oferă siguranță. Nici Bitcoin nu oferă siguranță. Nici telefoanele, nici casele. Îi spuneam la o fată în birou pastoral marți seara, o singură variantă mai ai, după cât ai făcut. Podeaua asta s-o umpli cu lacrimi. Atât. Altceva nu mai e. O pleca capul jos și a început să plângă. Altă variantă nu mai e. Oferă nesiguranță. Și în ultimul rând, iubiții mei,
Corabia asta mai are ceva interesant. Întotdeauna sorțul cade pe tine. Spune Biblia despre Iona că când a văzut că a venit furtuna, o zis, mă, zice, eu nu mă știu cu asta, zice. Eu cu somnul, zice. Prima dată a spus Biblia că a coborât la Iafo și apoi a coborât în fundul corabiei, că întotdeauna depărtarea de Dumnezeu te coboară. Și au zis pe tătuția că omul fără Dumnezeu e animal. Că te miri la unde ajung unii. Și interesant, nu vi se pare interesant? În mijlocul furtunii, cei nevinovați de furtună își pun întrebări, iar cel vinovat doarme. Frate slujitor, știu că așa e în familiile cu probleme. Așa e în tinerii cu probleme. Întotdeauna oamenii ăștia, iubiții mei, știți ce fac? Liniștiți. Dar nu eu să devină, zice. Nu eu să devină. Au tras la sorți, interesant, oamenii ăștia au tras la sorți și sorțul spune zilea cu căzut pe Iona. Altcineva e vinovat pentru furtună, altcineva să rezolve situația, părinții nu s-au înțeles, păstorul nu m-a băgat în seamă, prietenul a fost neserios și mereu și mereu căutăm vinovați. Când l-a întrebat Dumnezeu pe Adam, ce ai făcut, Adame? Eva, ce ai făcut? Șarpele! Iubiții mei, mi-aduc aminte când eram copil, mama mea îmi dădea peste mâne când arătam cu degetul. Am crescut mare și Dumnezeu a ajuns să-mi dea peste mâne cât timp arătam cu degetul. Nu există pocăință cât timp zici, ăla-i de vină, el. Când a văzut Iona că nu mai are altă șansă, știi ce a spus? Luați-mă și aruncați-mă în mare, eu-s de vină. Auzi, zice, mi-e frică de Dumnezeu, sunt evreu și mă tem de Domnul. Mă, dar dacă te tem de Domnul, cum de-ai fugit de El? Nu? Că dacă mă tem de primar, nu-l înjur, nu-l bârfesc. Dacă mă tem de păstor, nu fug de el, nu? Îl respect, îl cinstesc. Mă tem de Domnul, dar fac exact invers. La referendum îmi eu creștin, dar cu viața nu. Și într-o zi spune Iona, îi vina mea, știu că din vina mea, versetul 12, vine peste voi această mare furtună. Sunteți aici unii din familii, copii, soți, soții, și poate vezi furtună în casa ta și vezi probleme. Așteaptă Dumnezeu să spui ce spui Iona. E vina mea. Să vii la mărturisire și să spui am venit nu pentru soacra, nu pentru socru, nu pentru cumnatul, nu pentru verișorul meu, nici pentru nevastă mea. Pentru mine. O zis David în Psalmul 51:1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu deșevârșire de nelegiuirea mea. Uitați, păcatul murdărește. Îți murdărește caracterul, îți murdărește conștiința, îți murdărește viața și n-ai nevoie de Ariel, nici de Persil. Ai nevoie de sângele de la Calvar să spele viața. A venit o zi când David nu mai zis Ioab, Urie, Batșeba, altul. S-a prăbușit David. A venit dirijorul de cor și a zis David, ce cântăm duminica viitoare? Și a zis David, cântarea asta, Psalmul 51. S-a uitat dirijorul de cor și a înlemnit. O zis, dar o să știe toată biserica că ai păcătuit. Nu mă interesează, zis. Am văzut un fenomen, nu știu cum e la Zalău. Oamenii păcătuiesc în Italia, dar vor să se mărturisească la Deva. Omul păcătuiește în Oradea, dar merg la spovedanie la Athos. Știți? Să nu mai știe nimeni, zice. Iubiții mei, atunci când te pocăiești, nu te mai interesează imaginea. Ce spune ăla? Un singur scop trebuie să ai în viața asta. Ce spune Dumnezeu? Și-a zis David, îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea. Am văzut oameni care știu tot ce-a făcut blocul, dar ce-a făcut el nu știe. Îți spune fiecare vecin câți prunci are, câți îți divorțați, câți îți cu băutura, câți îți cu țigara, îl întreb pe el. Zice, eu ce spun? Zice, eu n-am nicio problemă. Zice. O zis David, nu mă interesa ce-a făcut vecinul, colegul, îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Iubiții mei, sunt conflicte în familie și atât de ușor îi să arătăm spre partenerul nostru. Sunt conflicte între părinți și copii, angajați și șef, popor și guvern. Ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne asumăm responsabilitatea. Ești gata să faci lucrul ăsta astăzi? Să merg la soția ta și să-i spui, auzi, toată furtuna asta care a venit. Eram undeva în județul Timiș acum vreo 4 ani. O venit un băiat la mine, o zis, frate Cristian, am 5 copii.
Era tânăr, pentru aia zic băiat. Nu știu dacă avea 28 de ani, 30. Și o zis de Hristie, avem iad în casă, avem furtuni, avem probleme. Era numai lacrimi pe față. Și am zis, și ce vrei să-mi spui? Ios de vină. Și m-a spus tot ce a făcut omul ăsta, câți ani a trăit dublu. Și o zis, de Hristie, eu sunt de vină. Știți că Dumnezeu mai caută oameni din ăștia astăzi care să arate cu degetul spre ei și să zică, îmi asum responsabilitatea. Știi, atunci când iei 4 la examen sau la un test, la școală, și unii se încă la școală, ai două variante. Să spui profesorului de vină și data viitoare iei 3, că nu progresezi, nu înveți când găsești vinovat. Sau să spui, eu sunt de vină și data viitoare iau 9 sau 10. Să-ți asumi responsabilitatea. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu în seara asta să schimbăm corabia. A făcut Dumnezeu un port aici frumos în seara asta, la Zarău. Și cei care sunt în corabia pierzării, Dumnezeu printr-o furtună le-a ieșit înainte. Că dacă smerea totul bine, nu era aici în seara asta. Și astăzi Dumnezeu spune, vreau să schimb corabia. Eram undeva lângă Petroșan la o biserică, acum câțiva ani și la final o venit o soră la mine și o zis, de Hristie, în timp ce predica aia, am văzut un vas mare, dar foarte mare, tot era alb. Și pe vas scria așa, corabia mântuirii. Și am văzut cum au ancorat în dreptul bisericii noastre. Și au venit oameni și s-au urcat în corabia asta, în vasul acesta. Dar mai erau unii care nu s-au urcat. O că să mai gândesc. Aceeași corabie e și azi aici. Și acum spun trei calități, trei lucruri frumoase și apoi închei despre corabia salvării. În primul rând, are direcția corectă. Are direcția corectă. Auziți, Ioan 5 cu 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine aude, așa scrie. Vedeți ce important e să cunoști Biblia. Nu zici cine a auzit o predică faină. Nu. Cine ascultă cuvintele mele, adică aude și le împlinește și crede în Cel ce m-a trimis. Are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte. Știți care e cea mai mare dorință a unui om pe pământul ăsta? Să trăiască. Să trăiască. Nimeni nu-i bucuros că îmbătrânește. Nimeni nu-i bucuros că are o boală, că se apropie de finalul vieții. Toți oamenii își doresc viața și au zis, Domnul, asta vreau să vă dau. Calea, adevărul și viața. Dar nu poți să ai viață în corabia pierzării, ci doar în corabia mântuirii. Doar această corabie, iubiții mei, va ajunge în portul ceresc. Fiul risipitor, acolo la porci, o înțeles că nu depărtarea de Tatăl îmi dă fericirea, ci apropierea de El. Te întreb astăzi, ești mai aproape de Dumnezeu sau mai departe? Ninive era acolo și Tarsul din coace. În momentul când te îndepărtezi de calorifer o să-ți fie frig. În momentul când te îndepărtezi de o sursă de hrană, de un frigider, de un aragaz, de ceva gătit, o să-ți fie foame. Eu n-am cum să mă depărtez, iubiții mei, de Polul Nord, ci să mă apropii de Polul Nord în același timp. Daniel 12 cu 2. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Și acum ascultați. Unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Vreau să vă întreb, este cineva în sala asta la care îi place să fie respins de cineva? Să fie făcut de rușine? Gândiți-vă, iubiții mei, ce groasnic va fi într-o zi să te respingă Iisus. Să te respingă Iisus. Corabia asta are direcția bună. Știți cum mă verific? Spuneam de faptul că mulți sunt pe calea cea largă și puțin. Eram în clasă, nu știu dacă eram trei pocăiți de clasă, dar mă simțeam bine. Îmi spuneau ăștia în bajocură, pocăitul campion. Știți că întotdeauna când suntem puțini avem siguranță, nu când suntem mulți. Că puțini sunt cei care intră pe poarta cea strâmtă. Puțini sunt cei care umblă cu Domnul. Nu mulțimea. Ai grijă. Când mai spun unii, auzi, domnul pastor, unde măr totul, mă duce și eu. Să te ferească Domnul. Zic, să te ferească Domnul. Păi cei mai mulți măr spre iad. Cei mai mulți se declară creștini. Și avem avorturi la fiecare 5 minute în România. Cei mai mulți se declară creștini. Și avem închisorile pline. Știți de ce? Că nici bisericile goale. Că dacă ar fi bisericile ca și în seara asta, în fiecare oraș din România, ni s-ar goli pușcările. S-ar închide barurile și discotecile.
Noi spunem că suntem creștini, dar care e direcția? În al doilea rând, iubiții mei, prețul călătoriei a fost plătit. Dacă în drumul spre iad plătești tu prețul, în drumul spre cer, a plătit Domnul Iisus prețul. Știți, când primesc câte un plic la nuntă, mă uit să văd cine îmi dă plicul. Știți? Mă uit apoi în spate și spun soției, auzi, dragă, ăștia au fost la noi la nuntă, așa-i? N-au zic, nu scăpăm. Ești n-ai cum, gata ești. Și încă și inflație, da seama, 10 ani, 11 ani, ai, trebuie să competezi. Și te stai și te gândești, mă, cât să pun 200, 100, 300, cum facem? Vine o zi, când ajungem la cea mai frumoasă nuntă din cer. Iubiții mei, Steve Jobs, miliardar în dolari, a murit de cancer la pancreas. Auziți, cu toți banii lui nu a putut cumpăra intrare acolo. El scria o scrisoare în ultimele zile din viață și o zis, am ajuns la concluzia că cel mai important lucru e dragoste. Dar știți, când spui asta la finalul vieții, înseamnă că n-ai avut-o. N-ai cum să cumperi intrarea la nunta din cer. Nici dacă înconjori biserica în genunchi, n-ai cum să... Prețul l-a plătit Domnul Iisus. Și auziți ce frumos scrie în Evrei 10:19. Fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Sorțul a căzut pe Iona. Aici sorțul a căzut pe Iisus. O zis Pilat, iată omul. A fost biciuit cu unul de spini, bajocuri. Mântuirea e gratis, dar nu ieftină. Știți? Mântuirea e gratis, dar nu ieftină. Mie dacă îmi dă cineva o casă, pentru mine e gratis, dar pentru el nu. Pentru el nu a fost ieftină. Astăzi Dumnezeu, dacă crezi în El și ești gata să schimbi viața, îți promite că te duce într-o corabie pentru care a plătit El prețul. Și în ultimul rând, e cea mai sigură corabie de univers. Iubiții mei, vreau să citesc 2 Corinteni 5, versetul 1 și apoi și versetul 6. Auziți, n-o zis Pavel, probabil că știm. În adevăr, dar mai trebuie să verific sursa, știți că nu știu exact, oare chiar e adevăr. Nu. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mâini, ci este veșnică. Câtă siguranță! Versetul 6. Astfel noi, din când în când, mai avem dubii. Nu? Iubiții mei, dacă aveam dubii, vă promit că în seara asta nu eram aici. Cu 7 copii acasă, cu siguranță nu vineam aici. Dar n-am dubii. O zis Pavel, așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere. În drumul ăsta pe care îl facem, suntem plini de încredere. Ai încredere asta? Frate Chris, da, s-a spus Pavel în prima parte a vieții. Bun, punem și ultima parte. 2 Timotei 4:6. Ultima carte din Biblie, ultimul capitol scris. Ultima carte pe care o scrie Pavel. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Următorul verset. M-am luptat în tribunale pentru pământ. Că la mormântare întreabă oamenii, auzi, cât pământ avea ăsta? 2 metri. Atât mai are. Nu știu cât, dar 2 metri mai are. Știți că în ziua mormântării e important cât cer, nu-i cu pământ ai. M-am luptat, o zis Pavel, nu până tribunale, nu la lotoprono, nu la pariuri sportive. M-am luptat pe genunchi. M-am luptat să las ceva în spatele meu. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit. Credință. Unii mai mare grijă au de iPhone decât de credință. Că vede că e baterie 3% la telefon. Dar la suflet de cât timp ai 3%? Am păzit credința. De acum au zis Pavel, bă, ce-o fi cu toți? O fi și cu mine. Domnul pastor, haideți, dau un botez rapid, un telefon. Mă zice cineva, frate Cristi, Domnul Cristi zice, eu mă pocăiesc ca tâlharul de pe cruce. În ultimele 5 minute, zice. Și zic, vezi că mai era un tâlhar care nu s-a pocăit. A, zice, da? Da. Cine îți garantează că în ultimele 5 minute din viață o să fie Iisus cu tine în salon? O zis Pavel, de acum așteaptă cu nună. Pentru că această corabie a mântuirii, iubiții mei, a salvării, are siguranță. Că mori acum, că mori peste 20 de ani, știi unde mergi. Siguranță nu înseamnă că nu o să ai necazuri. Știți? Aici e problema. Că o zis, frate Cristi, ai spus de furtuni, probleme, familie, lucruri, loc de muncă pierdut, cancer.
Păi zice, dar și la voi pocăiți aud de naște. Da, dar haideți să vă spun diferența. Prima furtună care a venit peste Iona a fost furtuna care l-a oprit Dumnezeu din alergarea nebună spre iad. Furtuna a doua, care vine peste noi toți, e furtuna care ne maturizează, care ne crește. Dar știți ce, care e diferența? În prima furtună Dumnezeu nu e în corabie cu noi, că nu suntem în corabia bună. În a doua furtună noi suntem în corabie cu El. Și încă nu s-a inventat furtuna care se scufunde corabia în care Dumnezeu meu. Era în 1959 și o corabie frumoasă pleca din sudul Africii spre Olanda. S-a escat o mare furtună dintr-o dată. Valuri mari, înfricoșătoare, marinari panicați, unii căutau soluții de scăpare în timp ce alții făceau tot ce puteau să țină vasul pe linia de plutire. La un moment dat s-a deschis ușa unei cabine, iar un domn îmbrăcat elegant a spus: oameni buni, liniștiți-vă. Ce dorești, domnule, le-au răspuns ei cu aceeași teamă în inimă. Nu vezi că ne scufundăm? Oameni buni, liniștiți-vă. Eu sunt stăpânul corabiei. Corabia a fost construită după porunca mea și a trecut prin furtuni mai mari decât aceasta. De ce vă agitează, zice? Pasagerii și marinarii au reacționat cu aceeași teamă și neliniște, însă Domnul a continuat: eu sunt regele Olandei, ați călătorit cu regele. Nu peste multă vreme vom ajunge la țărm și în liniște și pace ne vom îndrepta spre casele noastre. Și așa au fost. Am venit de la Deva în seara asta să vă spun că azi călătorim cu regele. O să ajungem în siguranță. Amin. N-am spus că o să fie ușor. Prefer cancer 80 de ani cu Iisus și o veșnicie cu El, decât să meargă totul bine aici și un iad fără El, veșnic. Prefer lacrimi, genunchi bătătoriți. Ce vreți voi? Bajocorii de toți. Că în fiecare zi mi-au zeci de înjurături prin comentarii. Nu mă interesează. Prefer huiduit, făcut în toate felurile, dar cu like de la Dumnezeu. Amin. Cu apreciere de la El. Ce folos ar fi să te apreciezi toată lumea, să câștigi toată lumea și la final să-ți pierzi sufletul. Ne mai întreabă unii, domnul pastor zice, am ajuns bolnav, unde e Dumnezeu acum? Și eu le spun, acolo unde l-ai lăsat când erai sănătos. Am ajuns în faliment. Unde e Dumnezeu acum, zice? Acolo unde l-ai lăsat când aveai bani. Tot acolo. Domnul pastor, am ajuns singur. Îmi spunea cineva, am tare mulți prieteni pe Facebook, zicea. Am mulți. Și într-o zi m-a sunat din spital și a zis, frate Cristi, poți să mă vizitez? Dar zic, am loc de aia 4.000 care-s pe Facebook. Ai spus că ai mulți prieteni. Frate Cristi, nu m-a căutat nimeni. Uitați-vă să vedeți când ești în necază, în probleme, cine te caută. Spunea o poezie, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Nu știu cum o să mergi acasă în seara asta. Nu știu ce vrei de la viața asta. Însă ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu mai mântuiește. Evanghelia mai are putere. Am văzut aseară într-o biserică un băiat prăbușit între bănci. Îi știam istoria, dar nu credeam că omul ăsta se va prăbuși vreodată. Mama l-a abandonat ani de zile. Îmi spunea, Cristi, trecea mama pe lângă casa, pe lângă casa unde m-a abandonat și unde m-a dus să fiu crescut. Jucam fotbal cu ceilalți copii și inima mea tânja după părinți, după mama. Și vedeam cum trece și nici măcar nu se uita la mine. Ani de zile am fost respins. La 18 ani mi s-a dat drumul să plec de acolo. Fratele meu e în droguri, mama mea, am luat-o la mine să o îngrijesc, să nu-i fac ce m-a făcut ea. Băiatul ăsta a început să muncească, să se realizeze financiar și l-am sunat joi și am zis, avem evanghelizare vineri, nu vii. Avea o Biblie primită acum recent de la cineva. Și iar la finalul predicii, la noi la biserică, o stărit în picioare, o ridicat Biblia sus și apoi s-o prăbușit la pământ. Nu puteai să-l oprești din plâns. Este o dragoste pe care nu s-o pot da părinții și asta e dragostea lui Dumnezeu. Este o fericire pe care nu s-o poate da banul. Mă auzi ce spun? Este un adăpost pe care nu ți-l poate da vila.
Este o căldură pe care nu ți-o poate da pardoseala. Este o odihnă pe care nu ți-o poate da nicio pernă cu sute de euro, cât ar fi ea. Sunt niște brațe, sunt niște mâini care pot să șteargă lacrimi. Sunt niște ochi care au plâns când au fost între noi. Și înțeleg durerea ta și înțeleg durerea mea. N-ai vrea în seara asta să vii acasă? Să te întorci la Domnul? Vreau să mai cântăm o dată cântarea asta frumoasă, toată încrederea în tine îmi pun. O, Doamne, Dumnezeu, luați, vă rog, microfoane, 2-3 și ajutați-ne să cântăm asta. Dai să o cântăm conștienți la ceea ce cântăm. O cânt de câțiva ani și nu pot să o cânt fără să plâng. Nu pot să o cânt fără să nu mă gândesc la ceea ce spun aceste versuri. Și vreau să te gândești la aceste versuri în timp ce cânți. Să nu mai pui încrederea în bani, în relații, în aur,